Începe acest meci cu o minge direct spre Miculescu, poziție de șut al lui Miculescu, bară! Oh, în secunda nouă! Ce ocazie pentru UTA și iată ce început de sezon. Formalități de pus la punct. Revedem, iată, șutul foarte frumos al lui David Miculescu. Doi jucători lângă acest balon, Grameni deviază lui Alexi Pitu. Vine centrarea destul de bună. Mingea trece puțin pe lângă poarta lui Florin Iacob. Sebastian Mladen, cel care reia. Revenire și a lui Larie la Constanța, titular și, iată, chiar și purtător de banderolă de capitan pentru Ionuț Larie. Petre acum pentru Chițu, are mai multe variante, Chițu șutează, însă cu latul e minge ușoară pentru Florin Iacob. Și acum un șut al lui Duso, se luptă Chițu, Chițu nu are însă niciun centimetru de spațiu, iar Pitu trebuia să finalizeze repede. Șut periculos, Tordai reține. Revedem, iată, și șutul de mai devreme al lui Bustea. Îi face semn lui Bata să se ridice, însă cred că e o greșeală. Șutează Miculescu, Tordai reține. Și revedem și șutul lui Miculescu. Două ocazii totuși, cele mai importante două ocazii ale Mutei l-au avut ca protagonist pe Miculescu. Destul de puține opțiuni însă. Pitu trece, Pitu de doi adversari, Pitu driblează, îl driblează și pe Bustea și apoi caută finalizarea spectaculoasă. Nu aveau această cadență, această fluiditate. Iată-l pe Bata, șutează cu stângul Bata!